Nu-i convine domnului Becali? Probabil asta vreți să mă întrebați. Ei bine, domnul Becali are trei variante pe care le poate accesa în orice moment. În primul rând, acceptă că face parte dintr-un sistem pe care nu-l poate corupe și îl respectă. Doi, poate apela la justiția sportivă, fiindcă nu trăim într-un sistem dictatorial. Orice decizie care nu are la bază un temei legal sau legitim, oricând poate să fie răsturnată. Iar trei, își ia jucăriile și pleacă. Domnule președinte, vorbiți foarte frumos legat de tot ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar cum priviți acest derapaj al paponului, FCSB-ului, vă considerați un stăpân de sclavi? Aici la federație sau în ceea ce privește pe domnul Becali? Nu trebuie să-l considerați pe domnul Becali emblematic pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc astăzi, în prezent, sau în ceea ce înseamnă viitorul fotbalului românesc. Iar dacă tot vorbim de domnul Becali, de foarte multă vreme, domnul Becali nu mai este un partener instituțional ca persoană fizică pentru noi ca federație sau pentru cele mai multe dintre cluburile din România. Cred că într-o societate normală, un om care prejudiciază statul, care merge la închisoare și care nu învață nimic din greșelile sale, cu siguranță este un om pierdut. Și pentru lumea aceasta, dar și pentru lumea cealaltă în care crede domnul Becali. Cred iarăși că domnul Becali a ratat oportunitatea să tacă. Și a ratat totodată oportunitatea de a-și transforma propriul club în cel mai important club din regiunea noastră. Imaginați-vă că acest club ar fi avut un potențial uriaș să rivalizeze constant cu cluburi din regiunea noastră, ca Steaua Roșie Belgrad sau Dinamo Zagreb. Club care ar fi putut în orice moment să aibă venituri de 4, 5 sau chiar de 6 ori mai mari. Sunt sigur că acest club, cu un alt management, ar fi avut cu siguranță un alt viitor. Și ar fi putut, printr-un asemenea comportament, chiar să motiveze și să inspire și alte cluburi. Iar pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai convins că fotbalul românesc și societatea noastră se poate transforma în totalitate doar în momentul în care oameni cu profil de infractori nu vor mai fi în prim plan. Visez să trăiesc într-o Românie în care în prim plan vom avea oameni educați, oameni simpli care muncesc zi de zi din greu în această țară, oameni care creează locuri de muncă, oameni cărora le pasă într-adevăr ca să progresăm ca societate. Dar până atunci, vă asigur că noi, ca și federație, vom munci și vom lupta zi de zi, astfel încât acest vis să devină realitate cât mai curând posibil, cel puțin în fotbal. Adică spuneți că fotbalul românesc nu are nevoie de GGB. Am spus-o și cu alte ocazii. Că domnul Becali nu are niciun viitor în tot ceea ce înseamnă modelul pe care dorim să-l promovăm, și anume în fotbalul european. Care este relația dumneavoastră cu domnul Becali? Fiindcă ultima oară ați avut așa un episod, l-ați blocat, nu știu dacă v-ați blocat între timp, astăzi din nou aceste declarații îl veți sancționa într-un fel? E decizia secretarului general dacă consideră că trebuie să facem vreo sesizare la Comisia de Disciplină, dar dincolo de o sesizare, dincolo de o amendă care ar putea să fie aplicată unui asemenea comportament, cred că ceea ce am spus mai devreme evidențiază foarte clar modul în care fotbalul românesc s-a schimbat și abordarea unui om care a fost parte din acest sistem și care nu înțelege că fotbalul s-a transformat. Cât de nociv este un astfel de comportament pentru fotbalul românesc? Ați spus-o chiar dumneavoastră. Acest comportament este extrem de toxic. Mulțumesc.